Bună, dragilor, și bine ați venit la o nouă citire. De această dată te invit la o citire generală, iar dacă titlul te-a atras sau dacă ai intrat pe acest videoclip, ai aici cu siguranță un mesaj pentru tine. Hai să vedem ce mesaj are tarotul în acest moment, ce trebuie tu să știi. Să vedem pentru voi situația în care ești, ce urmează, care e blocajul, care e soluția și care e surpriza în situația dată. Bun, a început citirea. La baza pachetului avem 10 de cupe, magicianul, regina de bâte. Cineva aici speră foarte mult să rezolve o problemă personală. Văd aici o femeie pozitivă, energică, plină de viață. Este cineva care lucrează foarte mult cu mâinile sau este o persoană care are foarte multe activități. De asemenea, văd aici faptul că ai un anumit ideal, îți dorești foarte mult să ajungi într-un anumit punct și eu văd că ai toate șansele din lume. Hai să vedem. Avem 2 de bâte, pajul de bâte. Bun, văd aici o legătură cu o persoană mai tânără, un adolescent sau pentru unii poate să fie o nouă pasiune pe care o aveți, un nou mod de a acționa. Însă văd eu și o speranță mare, niște vești bune care apar și care țin fie de un drum lung, o călătorie îndepărtată. E o relație aici care durează de mult timp, dar simt eu că e la un nivel de adolescenți, e la un nivel de pasiune, de atracție, adică momentan nu văd ceva extraordinar de stabil. Da? Pentru unii poate să însemne și o relație la distanță. Ești în așteptarea unei vești. Este o veste care apare, doar că momentan mai durează. Care e blocajul? E 3 de monede. E, blocajul aici poate să țină de o muncă în echipă. Blocajul poate să țină de un grup mai mic de oameni, prieteni, membrii familiei, dar blocajul poate să țină și de ideea aceasta de a studia, de a analiza. Hai să vedem despre ce este vorba. Să vedem ce e cu doiul ăsta de bâte. Da, aici, așa cum am zis, este o situație în care ești, în care fie îți place ceea ce faci și de mult timp simți că trăiești așa aventura vieții tale, fie este vorba și despre o relație, fie de triunghi amoros, fie este o relație în care vă întâlniți, vă simțiți bine, flirtați, dar nu văd ceva stabil. Da? O veste care apare sau care a apărut și care ține de o petrecere undeva la distanță. Hai să vedem blocajul și cu blocajul. Blocajul ține de o femeie pentru unii. Un rege de spade, deci o legătură văd aici cu zodii de aer, gemeni, balanță, vărsător, dar mai văd eu și o legătură cu zodia pești. Blocajul poate să țină de o persoană care nu are niște strategii foarte clare, nu are niște lucruri foarte bine puse la punct. Este o persoană aici care își face tot felul de iluzii, care nu vede lucrurile clar și care chiar poate are de luat o decizie, doar că nu prea știe ce să facă. Și atenție la un inamic de pe la muncă sau de prin preajma prietenilor. Ce urmează? E, 7 de spade și lumea. Aici e ca un fel de plecare a unei persoane. Văd o persoană dezamăgită care și-a zborul, cineva care închide, care pleacă. Poate să fie și un moment în care te eliberezi de niște minciuni sau te eliberezi de ceva mai puțin plăcut. Însă mai văd eu și o discuție mai mult diplomată, da? Care are loc și care te va ajuta mult să ieși dintr-o situație. Soluția, puterea, soluția aici poate avea legătură cu zodia leu sau soluția poate să reprezinte un moment în care tu e nevoie să acționezi, e nevoie să ai curaj, este nevoie să ieși la atac, cum s-ar spune. Hai să vedem ce e cu 7 de spade, diavolule. Da, aici e vorba de o relație toxică, da?
și 5 de monede. Adică poate avea legătură pentru unii fie cu o problemă de sănătate, da, de care aflați, fie este vorba despre o relație toxică pe care cineva o lasă în urmă. E ca o senzație așa de singurătate, de abandon. Poate în unele cazuri trebuie să fiți atenți pe, poate chiar și pe partea financiară. Totuși, lumea vine cu o veste bună. O veste bună pentru tine. Poate este o veste bună legată de un copil sau legată de un nou început, o nouă etapă, dar nu văd să fie un nou început de la zero. Mai degrabă e continuarea unei situații. Da? Uite, e ceva legat de un copil, de o situație care dura de mult timp și care se cere să fie mai matură. Ia uite, din nou soarele. Deci, aici, nu știu, puteți să aflați de nașterea unui copil sau puteți să aflați de un succes foarte mare, un succes de care vor mai ști și ceilalți. În legătură cu o relație de cuplu, aici pot fi niște discuții în urma cărora se clarifică ceva anume. Să vedem soluția. 9 de monede, 10 de bâte, pajul de spade. Aici soluția ține de foarte multă muncă, foarte multă asumare, curiozitate, dorință de a învăța, dorință de a merge mai departe. Și soluția ține de a te confrunta cu acele lucruri care nu-ți plac. E ca și cum ești într-o cameră și nu-ți place că e mizerie. Păi e simplu, te apuci, faci curat, obosești puțin, dar după aia respiri aer proaspăt și energiile sunt altfel. Da? Să vedem ce urmează. Eremitul, faetonul, da? O legătură văd aici cu zodia fecioară, zodia rac. Faci o călătorie în casa ta, în familia ta. Văd aici un drum pe care îl stabilești împreună cu o persoană, dar este și o întâlnire pe care o vei avea cu o persoană matură, asumată, este o persoană cu o experiență de viață și persoana asta cumva îți luminează drumul sau te ajută, te ghidează, ți este alături. Pot fi aici niște discuții legate de o mutare împreună, de o relocare. Puterea. Ei, până la urmă se pare că cineva se confruntă cu ceva anume. Uite, în final eu văd aici bucurie, liniște, pace, doar că parcă, nu știu, cineva vrea să-și vadă doar de drumul său în situația asta. Uite, o dovadă fizică care apare. Poate e un moment în care cineva ia o decizie, dar bazată pe niște fapte. Adică stă și analizează faptele tale sau tu stai și analizezi și munca, stai și analizezi și ce gesturi, da, fac ceilalți către tine și vezi exact cum stau lucrurile. Dar văd o bucurie mare legată de bani. Da? E o bucurie pe neașteptate care apare, poate chiar printr-o veste din partea unei femei. Și surpriza, 10 de spade. Surpriza e un moment de sfârșit. Surpriza e că ceva se închide, ceva se finalizează. 7 de spade, un fel de dezamăgire aici, legată de un copil, legată de o relație veche, e ca și cum cineva fuge, cineva nu și asumă ceva anume. Cineva care este indecis în legătură cu situația asta. Surpriza poate să țină și de o rivală. Văd aici o legătură cu zodii de foc, leu, berbec, săgetător. Și e un sfârșit aici care apare. Poate este un sfârșit într-un triunghi amoros sau este un sfârșit într-o relație care nu mai funcționează.
Hai să vedem și tarotul meu ce zice. Niște lacrimi la o zi plăcută, la o zi mare. O tranziție, o schimbare și văd aici că reușești ce gândești printr-o persoană nouă pe care o cunoști. Reușești ce gândești undeva la o zi sfântă, la o zi mare. Sau undeva pe la amiază mai poate să fie. Și uite, văd o veste bună în legătură cu dragostea. Deci dacă ești o persoană singură, poate apare cineva care te ajută să te rupi din chestia asta toxică. Din teama asta, din problema asta. Uite. Pentru că în final văd că e cu bucurie mare pentru tine. Hai să vedem și oracolul ce zice. S-a întors o carte aici. Uite, stabilitate, creștere, ceva valoros. Un inamic și abundență, noroc. E ca și cum aici deja este stabilit ceva pentru tine. Dacă aștepți un răspuns legat de bani sau un răspuns legat de muncă, văd că acesta este pozitiv, doar că, uite, trebuie să fii atent aici la niște inamici sau la niște persoane care sunt mereu cu ochii pe tine. Ești protejat, este adevărat. Uite, poate să fie vorba despre o luptă, despre ceva ce durează foarte mult timp, cineva care are de luat o decizie și nu știe ce să facă. O nouă iubire, conversații sincere și pasiune. Uite, aici poate să apară o nouă persoană, așa cum am și intuit. Sau poți să dai o resetare unei relații deja existente. Aici văd niște probleme într-o familie sau într-o adunare de oameni. Sau probleme legate de părinți, da? Hai să vedem și oracolul ăsta ce zice. Atracție. Și conexiune. Da? Aici este o conexiune foarte puternică, care nu prea poate să fie ruptă, dar, repet, totuși văd ca un fel de resetare sau ca un fel de noutăți plăcute care apar în dragoste sau în plan personal. Dar, repet, e ceva legat de un drum, o mutare, ceva de genul acesta. Dragii mei, acestea au fost previziunile de această dată. Eu îți mulțumesc pentru atenție, te îmbrățișez cu drag, îți mulțumesc că mi-ai stat alături până la final. Dacă dorești o citire pentru sufletul tău, găsești oricând pe noua aplicație Cristina Zurba, momentan disponibilă doar pentru Android. Poți să intri gratis, nu e neapărat nevoie să-ți faci cont și ai acolo toate informațiile necesare. Te îmbrățișez cu drag, îți mulțumesc că mi-ai stat alături și să ne revedem cu bine și data viitoare.